HBO prezintă de la ora 20 și 10 minute filmul G.I. Joe Retaliation. Mari eroi americani s-au întors și acum trebuie să-și asume vina pentru o crimă pe care n-au comis-o. Roadblock, Duke și ceilalți membri ai echipei G.I. Joe trebuie să se confrunte încă o dată cu Cobra, cel mai cumplit inamic, dar și cu noi și periculoase amenințări venite din interiorul guvernului. Atunci când totul dă greș, rămâne o singură opțiune, răzbunarea. We're set up right from the start. We're all that's left. Let's move. World ain't saving itself. Pe Cinemax 2 de la ora 22:30 puteți urmări The Silent Thief, un thriller psihologic care examinează legăturile de familie, nevoia umană de a aparține și linia foarte fină dintre o minte sănătoasă și nebunie. Brennan e un hoț, un vagabond, care, profitând de faptul că fiul e plecat la studii, amenință să distrugă unitatea unei familii. Sub pretexte false, manipulatorul sosește la casa de pe plaja familiei Henderson și încearcă să câștige încrederea tuturor. De la ora 21 pe TV 1000 puteți urmări filmul Atonement. Poveste de dragoste ce se desfășoară pe parcursul a zeci de ani, ecranizarea după cunoscutul roman al lui Ian McEwan se învârte în jurul micuței Brioni, o fetiță de 13 ani, care schimbă viețile tuturor din jurul ei când ia neinspirata decizie de a-l acuza pe Robbie, iubitul surorii ei, de o crimă pe care acesta nu a comis-o. Închis ca urmare a declarației lui Brioni, Robbie iese după ani de zile din închisoare și face tot posibilul să-și ia viața de la capăt. Do you think you could do me a favor? Run ahead and give this to C. Good heavens, you're blushing. You ought to call the police. You saw him? Yes, I saw him. I know it was him. You know it was him? I saw him with my own eyes. I love you. Come back to me. Pe National Geographic Channel de la ora 22 puteți urmări documentarul Supraviețuitor în trib. Ghidul și instructorul în tehnici de supraviețuire în sălbăticie, Hazen Odell, pornește spre cele mai îndepărtate și izolate comunități tribale de pe glob pentru a descoperi cum au reușit să supraviețuiască timp de mii de ani în cele mai neprimitoare medii. În episodul din această seară, Hazen se supune unui curs intensiv de inițiere în tribul San din Namibia pentru a participa la o vânătoare de elită în deșertul Kalahari. De la miezul nopții pe Discovery Channel puteți urmări documentarul Cele mai ciudate lucruri din lume. Jason Bradbury din Gadget Show apelează la știința internațională și la martori oculari pentru a prezenta lucruri ciudate, bizare și absolut unice în această nouă serie. În episodul din această seară, Jason prezintă locuri neobișnuite pentru somn. Pe câmpul de luptă lângă inamic, în căsuțe invizibile construite în copaci sau în buncăre subterane din Războiul Rece.